Hai să luăm băieți și bine ați găsit la un nou videoclip. În teorie vreau să pun 77.000 de trofee pe astăzi, dar parcă le-am prea spamat în ultima săptămână, adică săptămâna asta parcă le-am prea spamat videoclipurile de genul. Așa că am făcut rang 35, bine, îl aveam deja, deci și nu mă înțelegeți greșit, îl aveam, doar că l-am ajutat și pe Filip să-și facă morți sur rang 35. A ieșit un videoclip destul de mișto, zic eu, au fost niște meciuri destul de interesante, așa că apăsați butonul de like să facem mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, iar noi haideți să trecem la video. Deci, suntem la primul nostru meci, suntem și pe Gemgrab, avem 1200 și ceva, dar având în vedere că este win streak-ul ăsta, deci efectiv ne mai trebuie vreo 4-5 meciuri maxim, e mult prea OP win streak-ul ăsta, după cum v-am zis și în videoclipul anterior. Acum, am zis că îl fac și eu așa să fie, mai e și OP, oricum o să înturească brawler cu destul de multe trofee, adică o să înturească câțiva brawler rank 35, cel mai probabil, pentru că, na, 80 și ceva de mii de trofee cât are cel de pe primul loc, probabil că o să înturească ceva mai multe trofee, dacă mă înțelegeți, acum sunt spamă și cu mesaje, ok, deci am zis că îl facem și pe acesta, desigur o să mai urmeze videoclipuri cu 1100, 1200 eventual, dar momentan maxez pe brawler de 1100, ca să... Să-i facem 1100 și după care mă apuc și de 1200, respectiv și rankuri 35. Chiar dacă i-am făcut deja, probabil că o să încerc să-i fac și pe ceilalți pe care nu i-am, pentru că mai am puțin vreo 7 la număr, cu Mico în total. Deci probabil că o să-i facem și pe aceia. Momentan meciul ăsta merge super, super bine. Avem un comp, nu știu exact dacă avem tocmai cel mai bun comp, pentru că Mortisul nu e neapărat foarte, foarte bun. Dar Filip îl joacă chiar bine, nu prea își pierde lane-ul, știe ce să facă cu el, nu e bătut în cap și pe lângă asta avem Cordelius care în teorie dă counter la Mico, deși câteodată nu prea. În fine, haideți să vedem și câte trofee avem, chiar meciul ăsta a fost foarte, foarte lejer, nu știu, nu au apucat băieții să facă absolut nimic. Deci hai să vedem, avem 1221. Nice. Vedeți că suntem la următorul nostru meci, am schimbat player-ul, suntem cu Germain. Desigur, compul a rămas tot același, avem tot 1221 sau cât aveam, cred că da, 1221. Bă, au Dynamite, deci meciul ăsta ar trebui să meargă un rău de tot, pentru că avem Mortis, nu știu, e primul Dynamite pe care îl prindem. Piper e bună, Piper chiar e foarte, foarte bună și am descoperit o chestie la Piper, bă, deci dacă îmi dă un hit și după aia are gear-ul de damage activat, îmi dă, deci practic îmi dă double shot și eu sunt bow și am o grămadă de HP și efectiv îmi dă două tap-uri și eu sunt mort. Vine destul de ciudată chestia asta, am descoperit într-un match antecedent, bă, mi-a dat unul, efectiv mi-a dat un hit, am știut că mor din 3 și i-am dat ceva damage și s-a activat gear-ul ăla de damage, bă, efectiv mi-a dat 3910 parcă, efectiv m-a picat în cap, la propriu, mi-a dat de m-a zăpăcit. Vine, în momentan avem 4 la 4, dar e ok, mă, că au Dynamite, nu cred că au băieții oricum nicio șansă, are spike, nu trebuie să lăsă intre aici în bush, până nu vine al nostru, l-am lăsat, dar degeaba că e destul de ce bine a sărit. Ce bine a sărit, bine mă, Germain, nice. Ok, avem 7 la 4, l-au omorât și pe ăla aparent. Am mai furat o gemuri, uite-l cum fuge. Bă, sincer, hai că le iau eu pe ăsta, că oricum am poziție destul de ok, de fapt cred că sunt mort. Da, sunt mort. N-ai nicio problemă că le ia Filip, nice, perfect. A călcat ăla și în mine cu Piper, deci l-a luat și în lumea lui. Mai e un Dynamite care n-are nicio șansă, n-are ce să facă. Bă, și meciul ăsta destul de lejer, sincer să fiu, meciurile sunt destul de legere dacă ai controlul ăsta așa cum l-am avut noi și acum. Deci, cred că avem 1229 ar trebui să facem acum dacă nu mă înșel ea. 1229, nice. Am găsit următorul meci, mai avem nevoie de încă 3 meciuri ca să facem și noi rankul ăsta 35. Avem Mico, Jesse și cu Cordelius, nu? Da, Cordelius, bă, un comp chiar foarte, bă, Mico ăsta. Ok, deci trebuie să pușez neapărat Mico, deci îmi place mult, chiar îmi place foarte, foarte mult brawlerul, îmi place ce face, cum e, dar pur și simplu e extraordinar de enervant când ai de el. Bă, pur și simplu, unul dacă chiar știe să-l joace și știe ce face cu Mico, e absolut imposibil, sincer, să-i bați, pentru că ți-a avantaje, sare după pereți, face un alta, când are ultimata și sare efectiv în game carrier, e insane rău de tot, deci pur și simplu nu există brawler care să-i supraviețuiască, pur și simplu nici eu cu Bo, deci în teorie cu Bo îl bat, deci dacă vine pe mine și îi evit primul hit sau așa. Uite cum vine acum, deci fiți atenți că ultimata lui nu o să mă lovească, că e deja foarte, foarte departe. I-am evitat primul hit și pot să-l bat, chiar pot să-l bat, chiar dacă mai ratez un hit 2, efectiv pot să-l bat. E foarte important să nu ții ultimata aia în cap, pentru că altfel oricum mor și ia iurea, deși acolo oricum îl aveam pe Filip care venea înapoi după mine și era super, super ok. Deja avem Kando, pur și simplu 10 gemuri la 0. N-au făcut băieții, bă, dar nimic, n-au luat un gem, săracii. Nu știu ce a făcut meciul să mi-a dat ăsta slow.
Dar e degeaba, maxim dacă resetează, dar nici resetul nu l-a dat. În fine, destul de lejereanus și meciul acesta, mai avem nevoie de încă două, dacă nu mă înșel, ca să facem și noi rankul 35. Face și Filip Mortius ăsta lui rank 35, chiar îl joacă de ceva vreme. Hai să trecem. Ne-a găsit următorul nostru meci, deci mai avem nevoie de încă două băieți să facem și noi să terminăm. Au 8-bit, s-a terminat jocul, am câștigat. Deci dacă îmi fac minele înaintea turetei lui, efectiv am câștigat din prima, deci nu mai au efectiv nicio șansă. Evitul ăla e, chiar nu e bun pe harta asta. Bă, pe alte hărți poate mai merge, dar pe harta asta nicio șansă. Nu te joci 8-bit. La fel și Gale, nu știu exact de ce au Gale. Habar n-am, nu știu. Gale-ul e bun contra Mortis, dar atât. Pur și simplu, îmi amintesc compul lor, adică îi știu pe băieții ăștia. Am mai dat de ei acum vreo jumătate de oră sau ceva de genul. Doar că aveau altceva în loc de Gale, adică aveau ei ceva brawl care probabil Mortis era destul de decent și au luat Gale că știau că o să dea de noi, dar crede-mă, Gale nu e bun. Nu e bun, am pus și minele alea, am spart peretele, am spart și tureta. Avem 6 gemuri, de ce 6? Avem 8 gemuri, efectiv, avem 8 gemuri. Din nou, spike-ul ăla nu trebuie să lăsăm să intre, până nu vine al nostru. Hai că e ok, mă, e ok, mamă cât a sărit al nostru. Bine, m-a călcat și în mine, s-a adus meciul. Cam aia e, deci, pur și simplu vedeți cât de ușor poate să fie. E ușor, mai controlul, pai, bine, contra ei, bici, gel, nu vă gândiți că dacă aveau comp mai bun, aveau și un bop, mido, piperul, ceva. Era mai dificil, dar așa, cu Gale, dar de fapt nici cu Gale nu prea ai ce să faci. E bun maxim Mortis, dar se poate duce Mortis un altcineva, nu? În fine, bă, foarte, foarte lejer și meciul acesta. Momentan, cred că avem 1200, cât nu, 45. Hai să mai dăm și ultimul meci. Suntem la ultimul nostru meci, sunt și la al meu și aparent și al lui Filip, are 1249. Să vedem dacă reușim să facem. Au Piper, Piper Bull, Ems. Bine mă, au Ems. Pardon, mă bulbesc. Ok, lejer, deja practic pot să... Pe 100% ferm convins că o să câștigăm meciul ăsta, pur și simplu dacă face bulă la vreo nebunie, dar nu. Nu-i dăm ocazia, mă, ce l-am tăpui pe ăla. Bine, rău de tot, bine. Are curve-ul cu Piper, bine de știut. Să-mi pregătesc totemele să nu le dau aiurea, deci astea alte două toteme pentru gadgetul lui Piper o să le păstrez. Bine că mi-a arătat care curve-ul, că altfel parcă îți mai vine să te bagi așa în Piper, știi, gen, sau, nu, adică, practic cum ar veni, stai de la distanță și chiar dacă ești one hit, parcă mai poți să dai dodge-uri, dar dacă știi care curve-ul, parcă e mai aiurea, nu te poți risca când ești one shot, știi, la chestia asta mă refer, în fine, oricum, mai ăsta cu Bull, care săracul nicio ultă nu a avut-o meciul, l-a evitat bine și Philip, l-a ținut bine și Germain ăsta, da, e lejereanus, mă, lejereanus, exact ce v-am spus. Bă, o șansă n-au avut nici ei, 10 gemuri la 0, s-a terminat meciul, din păcate pentru ei, oricum compul nostru e net superior față de ce au ei. Piper e bun în mid, dar Bull și cu Ems nu, nicio șansă, Bull și cu Ems nu, efectiv avem counter pe fiecare lane, la propriu, pe ambele lane nu avem counter. Let's go! Rank 35 din nou, bow, Jereanus, nu? Win streak-ul ăsta, 8 trofee și noi frumos în 1200 luăm 8 trofee, nice, ok, GG's. Păi cam atât și cu acest videoclip, eu nu sper că v-a plăcut și desigur noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!